activitatea. România nu are prea multe proiecte de țară, însă potrivit directorului general al operatorului regional de apă și canalizare, activitatea Goscom Orăștie, Fabius Chiseli, industria apei ar putea deveni fără probleme un proiect de țară. Cu atât mai mult cu cât bani pentru proiectele de dezvoltare a acestei industrie există și de la Uniunea Europeană și de la guvern. Însă pașii făcuți în această direcție sunt destul de mici, iar imposibilitatea de a accesa toate fondurile este mare. Poate deveni industria apei un proiect de țară? Poate deveni un proiect de țară. Noi am și formulat un document programatic la nivel de Asociația Română Apei, în care arătam toate elementele care ar face din povestea apei o poveste de succes la nivel național. Vă reamintesc că după infrastructura de drumuri, infrastructura de apă și apă uzată beneficiază de cele mai multe finanțări pe ce înseamnă programele operaționale de infrastructură mare și nu numai. Acum, problema este în felul următor, că noi vrem să devenim și cumva și suntem o activitate importantă în România. Problema este cum este percepută această situație la nivelul politic, adică în ce fel se raportează decizia politică vis-a-vis de acest subiect. Totodată, banii necesari pentru dezvoltarea industriei apei, mai precis pentru modernizarea sistemului, dar și pentru digitalizarea sa, există, însă proiectele și lucrările sunt prea puțin avansate. De când am intrat în Uniunea Europeană, banii sunt mai mulți decât s-au consumat în România. Unde de fapt, se reflectă acești bani? De fapt, asta este o problemă majoră a noastră, imposibilitatea de a accesa toți banii pe care am avut la dispoziție. Vreau să spun că acum de pe programul operațional infrastructură mare sau fazat, cum să zic, marea majoritate a banilor se duc către programul operațional de dezvoltare durabilă. Practic, pe programul operațional de dezvoltare durabilă, prea puține proiecte mai pot fi finanțate din cauza asta și sunt și măsurile astea de, cum să zic, de constrângere și de limitare a accesului. Ceea ce nu mi se pare un lucru în regulă.